Probabil că mulți dintre voi se întreabă de ce s-au scumpit imobiliarele atât de mult în sectorul 6, dar tendința este similară și în celelalte zone din București și din țară. Sunt mai mulți factori care au contribuit aici, iar despre asta vorbim pe scurt astăzi. Eu sunt Ștefaniță, hai să începem. Motivul numărul 1. Creșterea prețurilor la materialele de construcție. Inflația afectează direct costurile materialelor de construcție. Când prețurile la materialele de construcții cresc, dezvoltatorii imobiliari sunt nevoiți să majoreze prețurile locuințelor pentru a-și menține marjele de profit. Iar în sectorul 6, acest lucru se traduce printr-o creștere a prețurilor apartamentelor noi. Dar trebuie să știți că, cu mine, Turboseller, vei ști exact când și unde să investești pentru a profita de oportunitățile de piață. Motivul numărul 2. Ratele dobânzilor și creditele ipotecare. Inflația determină adesea creșterea ratelor dobânzilor. Pentru cumpărătorii care depind de credite ipotecare, acest lucru înseamnă rate mai mari și costuri totale mai ridicate pentru achiziția unui locuință. Eu îți pot oferi consultanță financiară de top pentru a găsi cele mai bune soluții de finanțare și pentru a te asigura că obții cele mai bune condiții de creditare. Motivul numărul 3. Valoarea investiției pe termen lung. Inflația poate avea un impact semnificativ asupra valorilor investiției tale pe termen lung. Proprietățile imobiliare tind să își păstreze valoarea sau chiar să se aprecieze în timp, făcându-le o protecție bună împotriva inflației. Din acest motiv, recomand proprietățile din sectorul 6, iar cu mine vei avea garanția că vei găsi cele mai bune oportunități pentru a-ți maximiza profitul. Nu trebuie să te pricepi ca să investești cu cap, ci trebuie să ai aproape oameni potriviți, iar cu mine știi sigur că vei da lovitura. Pe ce proprietate ai pus ochii? Hai să discutăm!